Curtea de apel din Belgrad a respins cererea de extrădare a lui Sebastian Ghiță. Decizia este definitivă. Fostul deputat a fugit din țară la finele lui 2016, iar pe numele lui sunt două mandate de arestare în lipsă. În aprilie 2017, fostul parlamentar a fost reținut de autoritățile din Serbia, iar în luna mai, după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de euro, a fost eliberat și s-a interzis să părăsească Belgradul. O lună mai târziu, acesta a cerut azil în Serbia, motivând că e persecutat în țară din cauza opiniilor sale politice. Cererea de azil a fost aprobată, timp în care România a continuat demersurile de extradare demarate la începutul anului. În luna iulie, înalta curte din Belgrad a respins cererea de extradare, iar ieri curtea de apel a menținut decizia. Sebastian Ghiță a declarat, după ce a primit vestea, că nu intenționează să se întoarcă în țară. Fostul deputat este cercetat în mai multe dosare penale. Acesta este acuzat de spălare de bani, folosire de informații confidențiale și șantaj.